Giurgiu rămâne mereu surprinzător, dar uneori, ca să rămâne surprins, trebuie să o căutăm de-a dreptul cu lumânarea. Pun pariu că nu mulți dintre dumneavoastră știu unde se află amplasată în Giurgiu statuia lui Vasile Iepurescu. Vă spun eu, dar pentru asta trebuie să o luăm pe ocolite. Primul bust al omului politic giurgiuvean Vasile Iepurescu a ajuns pe actualul amplasament după 1905, anul morții liberalului care a fost ales de mai multe ori deputat și chiar vicepreședinte al Camerei Deputaților. Statuia din bronz a fost topită de nemți, iar după 1919 comunitatea, care cunoștință pentru implicarea politicianului avocat în viața comunității, a pus iarăși mână de la mână și a construit alt bust. Statuia cade în desuetudine din 1948, când comuniștii îl consideră pe Iepurescu drept burghez și bustul ajunge uitat pe undeva, iar locul lui Iepurescu este luat de Nicolae Bălcescu. Prin 1984, un vânt puternic smulge acoperișul clădirii de partid și în pod este găsit un bust care este identificat după fotografii mai vechi ca aparținând lui Vasile Iepurescu. Așa că statuia lui Vasile Iepurescu ia la rândul său locul lui Nicolae Bălcescu. Statuia de beton acestuia din urmă ajungând la Casa Armatei. Bustul lui Vasile Iepurescu ajunge iarăși la locul său normal de pe strada unde avocatul s-a născut, însă șefii de ADP de după 90 au așezat statuia greșit. Între busturile orașului Giurgiu, cel al politicianului liberal Vasile Iepurescu, care a atins treapta de vicepreședinte al Camerei Deputaților, are o istorie tumultoasă, fiindcă a fost distrus în primul război mondial, a fost refăcut, apoi dat jos de comuniști, printr-un accident fericit a ajuns în posesia muzeului, care l-a propus primăriei pentru a fi repus în drepturi. Locul său este strada natală, numai că nu a fost pus în valoare așa cum s-ar cuveni, respectiv soclul este supradimensionat, poziția este inversă față de cât ar fi trebuit, iar scoarul în care se află este neîngrijit și îl astupă aproape în întregime. Una peste alta, astăzi bustul lui Vasile Iepurescu cu greu se mai zărește dintre boscheți. Giurgiuvenii trec pe lângă amplasamentul statuii și prea puțin mai zărește ceva dincolo de tufișuri, iar statuia a ajuns parcă să fie ascunsă. Până când? Poate până la iarnă, când vine zăpada și mai cade frunza.